Alți miniștri și secretari de stat, eu am amintit că, în primul rând, persoanele care au fost direct implicate în tot ceea ce s-a discutat în această videoconferință. Am discutat despre ceea ce este pe buzele tuturor românilor în această perioadă, verificarea veridicității listelor electorale formale. Să vedem dacă birocrația și realitatea sunt una și același lucru sau dacă există diferențe. În primul și în primul rând, domnul prim-ministru a început printr-o observație foarte pertinentă și foarte clară, spunându-ne tuturor și făcând un apel la buna colaborare instituțională, spunând că orice fel de campanie s-a încheiat. Este timpul pentru acțiune și mai puțină dezbatere politică. De luni început, toate instituțiile statului, administrația publică locală și instituțiile județene vor fi implicate și conectate la această activitate. Primul ministru a cerut colaborarea cu bună credință și, bineînțeles, și cu bună voință a celor aleși, chiar dacă știți foarte bine că în România există, conform Constituției și a legii, autonomie locală, totuși, pentru a putea să restabilim realitatea și să avem o bază de date pentru viitor, având în vedere că era o obligație aleșilor locali, s-a cerut implicarea aleșilor locali în această activitate. La începutul săptămânii viitoare va fi o ședință de guvern pentru a se putea stabili cadrul legal în care să se formeze și să funcționeze tot ceea ce înseamnă aparat administrativ pentru această verificare. Practic, se vor face la nivel județean și la nivel local comisii care vor verifica veridicitatea listelor electorale permanente. La nivel județean, i s-a spus că va fi comisia formată din prefect, președinte de Consiliul Județean, șeful poliției, șeful Serviciului de Evidență a Populației, șeful biroului județean pentru administrarea bazelor de date și alte persoane pe care guvernul va considera necesară să le implice în această activitate. La nivel local vor fi comisii formate din primar, secretar, serviciul de stare civilă și evidența populației, poliția locală și toți cei ce pot să fie implicați în această acțiune. Vreau să știți că va fi analizată fiecare secție de votare. Listele electorale permanente din fiecare secție de votare vor fi luate bob cu bob și analizate. Până aceste activități vor fi până în data de 23, maxim 24 august, v-am spus, la începutul săptămânii viitoare va fi stabilită hotărârea de guvern și calendarul, dar așa mi s-a spus să ne pregătim pentru 23-24 august să fie încheiată activitatea la nivel local și județean. Se vor utiliza toate efectivele de funcționari publici și de polițiști. Dacă va fi cazul, vom folosi și alte efective de angajați ai statului. Vreau să fac câteva precizări, pentru că, așa cum spunea și domnul prim-ministru, există foarte mulți care își dau cu părerea, dar care au informații mai puține în această perioadă. Vreau să se știe că din anul 2004 evidența persoanelor a fost transferată prin lege autorităților județene și autorităților locale.
Ministerul Administrației și Internelor este doar depozitarul bazei de date centralizate. De asemenea, tot prin lege, cel care folosește aceste liste electorale permanente este Autoritatea Electorală Permanentă. Această Autoritate Electorală Permanentă, pentru a putea fi la zi, conform legii, la această dată trebuia să aibă realizat registrul electoral în baza căruia trebuia să se facă alegerile. Aceste lucruri nu s-au realizat. Și pentru a ști foarte clar, am să vă spun și faptul că prin hotărâre de guvern, aceste liste electorale permanente au fost aprobate. Numai că hotărârea de guvern a fost dată în data de 16 aprilie. A fost o hotărâre de guvern dată de tocmai cei care critică foarte mult astăzi. Și aceste liste electorale sunt date din adoptate în data de 16 aprilie. Nu fac nicio altă precizare, știți foarte bine că la acea dată nu era la Palatul Victoria, guvernul.